Haideți să ne uităm la disciplinarea în biserică, alt semn al unei biserici sănătoase, disciplinarea. Un lucru care este foarte des trecut cu vederea și fratele Mihai m-a ajutat să înțeleg aspectul ăsta mai mult, am discutat mai mult pe chestiunea asta în călătoriile noastre, este aspectul disciplinării formative. Asta este primul nivel al disciplinării, disciplinarea formativă. Disciplinarea nu începe că cineva a văzut că am un derapaj și vine și mi-arată problema. Asta trebuie făcută, dar nu asta e primul nivel al disciplinării. Primul nivel al disciplinării este disciplinarea formativă. Adică, de fiecare dată când stai în adunare și asculți cuvântul lui Dumnezeu predicat, cuvântul lui Dumnezeu te va confrunta. Cuvântul lui Dumnezeu va arăta lucruri care în viața ta nu sunt cum trebuie. Slăbiciunile ale tale, păcatele ale tale, obiceiuri proastele tale. Tu ești disciplinat direct prin predicarea expozitivă a cuvântului lui Dumnezeu. Dacă predici cuvântul lui Dumnezeu la rând, mai devreme sau mai târziu, toți confruntați de cuvântul lui Dumnezeu. Ca adunare și particular, asta este disciplinarea formativă. La cina Domnului, când ești chemat să te cercetezi, este o disciplinare formativă. Cina Domnului te pune la zid într-un fel. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Tu ce faci? Trăiești în păcat? Bajocorești pe Domnul Iisus Hristos? Trebuie să te cercetezi pe tine însuți, da? Legătura frățească. Când avem legătură frățească, zice să ne supraveghem unii pe alții. Ăsta e un lucru fundamental. Multe cazuri. A ajuns la propriu, la un climax asurzitor chiar pentru oameni din lume, pentru că au fost frați din biserică care au știut de devreme. Am văzut că flirtează cu nu știu cine. Am văzut că se uită cumva, am văzut că are niște comportamente nesănătoase. Dar am zis că să nu mă bag eu, frate. El a știut, ăla ar trebui disciplinat și el. Pentru că el luni de zile sau ani de zile a știut și nu a făcut nimic în privința asta. Pentru asta există legătura frățească. Fiindcă te iubesc să spun, frate, nu-i cum trebuie lucrul ăsta. Asta e disciplinarea formativă la nivel mic, da? Predicarea expozitivă, cina Domnului, legătura frățească, ucenicia biblică și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Ucenicia de la om la om. O soră tânără care se duce la o soră mai în vârstă, da? Sau grupuri mici de frați care sunt prieteni. Sau eu întâi de toate fratele tău, apoi prietenul tău. Pentru că n-ai vrei să vezi pe fratele tău, pe prietenul tău, făcând niște păcate scandaloase care să aducă de dezastru în biserică și să distrugă mărturia adunării. Atunci intervine, asta e disciplinarea formativă, la nivel mic. Unde nu există disciplinare formativă, unde nu există predicare expozitivă, unde nu este legătură frățească, ceea ce nu este multe adunări, unde nu se administrează corect cina Domnului, unde nu există ucenicie, primii care ar trebui disciplinați ar fi slujitorii bisericii.